Bun găsit, dragi prieteni! Vremea e schimbătoare, de obicei primăvara, și trecem de la zile mai călduroase la zile mai reci. Diminețile sunt și acestea destul de reci, răcim foarte ușor, pirozele sunt în floare și așa mai departe. Schimbările bruște de temperatură pot să ducă la diferite probleme de sănătate, asta pentru că, spun specialiștii, corpul uman se poate adapta la schimbări de temperatură serioase într-un timp de 14 zile, 2 săptămâni. Și atunci gândiți-vă în situația în care de la o zi la alta temperaturile urcă sau coboară cu 10-15 grade. Stresul pentru organismul nostru este unul destul de ridicat conform ultimelor sau celor mai recente studii de acest gen, în acest domeniu. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne gândim și la cât de multe cazuri de gripă sunt și de viroze respiratorii și de tot felul în ultima perioadă, că cel puțin în jurul meu majoritatea au răcit sau sunt răciți sau au viroză de acest tip, e clar că și vremea are un, își spune cuvântul în această direcție. Soluția ar fi, sigur vă puteți da seama și voi, nu e nevoie de specialiști care să ne spună lucrul ăsta, întărirea sistemului imunitar. Și cum se poate face asta? Cel mai bine, consumați alimente bogate în vitamina C. Vă reamintesc că multe dintre ele sunt la îndemâna noastră, portocalele, citricele au un conținut mare de vitamina C, dar nu sunt singurele. Foarte multă vitamina C, mare atenție, o conține și păzrunjelul, salata aceea de tip tabule pe care o găsim la libanez sau pur și simplu ne facem acasă o salată de păzrunjel în care, dacă dorim, putem să adăugăm și un pic de ceapă. Ne ajută foarte mult pentru a ne întări sistemul imunitar. Sigur, în anumite situații, medicii ne pot recomanda în cazurile în care avem carențe serioase și aport de vitamine sintetice, de pastile complex de vitamine, pentru a fi cât mai puternici și a ne putea lupta cu bolile în această perioadă. Și aș mai spune eu, tot în această perioadă încep așa ușor-ușor să-și facă simțită prezența și alergiile, care aduc un plus în situația în care am scăpat de o viroză, mai rămânem frumos așa vreo săptămână, două, trei sau chiar o lună cu o tuse minunată de care nu scăpăm, ne facem toate analizele, ecografii, radiografii, facem aerosol și așa mai departe și pur și simplu nu vrea să se ducă. Așadar, întăriți-vă sistemul imunitar, mâncați cât mai sănătos, faceți sport, aveți grijă însă la aceste diferențe de temperatură și nu neapărat cele generate de vreme, dar momentul în care stăm afară sub razele soarelui și ne încălzim, e frumos și poate chiar transpirăm, mergem într-o zonă în care e un pic de vânt și e ceva mai rece, mare, mare atenție la aceste diferențe de temperatură, pentru că ele favorizează instalarea virozelor, care sunt, vă spuneam, din ce în ce mai multe în ultima vreme. Vă pup, dragi prieteni, ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media, zi minunată să aveți!